momentul ăla ce aș putea să fac. Și personajul ăsta, cum să spun, l-am încolțit și am încercat să mă introduc în pielea lui și să văd oare ce aș face eu dacă... Deci așa s-a scris cartea asta, de la întrebarea ce aș face eu dacă aș păți așa ceva. Și cum mai este, cartea asta cred că mi-a adus și cele mai multe satisfacții, dacă prima carte mi-a adus premiu pentru debut. A doua carte m-a introdus în Asociația Nevăzătorilor, oarecum în atmosfera lor, m-au primit. Vă înțeleg perfect și eu am colaborat cu ei și e o lume extraordinară. Oameni care reușesc să transmită mult mai mult lucruri. Am un ochi interior deschis. Anul ăsta chiar au făcut concurs de literatură, că îi fac concursuri cu întrebări dintr-un roman ales. Pe toată țara, Bărbații altor femei a fost romanul desemnat pentru lectură și întrebări și chiar în filiala de la Botoșan m-au invitat și au fost, cum să spun, niște momente unice pentru mine și m-am bucurat că romanul a fost și lecturat, deci a fost lecturat pentru nevăzător și am avut din partea lor, de fapt, auditor, nu cititor, dar eram curioasă cum percep ei, mi-a fost frică că n-am descris suficient de bine trăirea unui nevăzător, sentimentele, eu știu, micile mecanisme pe care nu aveați sau, cum să exact, lucruri cu care se confruntă și pe care ei trebuie să le surmonteze. Și am avut surpriza că toată lumea m-a întrebat cum de știu așa de multe despre ei. Ei, nu le știam, m-am informat pe internet. Dacă am vrut să dezvolt acest subiect, am mers până în pânzile albe și l-am frământat. În bucățele l-am mici desfăcut și l-am reconstruit și romanul s-a bucurat chiar de un real succes în rândul lor. I-am văzut deci acest titlu este extrem de incitant. Un prim gând e clar unul sexual. O trimitere cât se poate de directă la acea zonă, în acea zonă, Bărbații altor femei, din punctul meu de vedere, ar putea să aibă o continuare. Bărbații altor femei au fost și bărbații ei, a ei sau a ei? Într-adevăr, poate că titlul a fost puțin comercial ales, ca să așa să alegi un titlu până la urmă, să șocheze. Cititorul să fie tentat exact de partea asta, să vadă și cu bărbații altor femei și să descopere înăuntru că, de fapt, bărbații altor femei sunt prietenii din copilărie sau din liceu, care în timp au plecat pe drumurile lor și s-au căsătorit cu alte femei. Sunt bărbații eroinei de la maturitate, care erau bărbați însurați, erau mici flirturi, mici aventuri, erau bărbați altor femei pe care ea și ar fi dorit, dar care nu... la care doar am gândit. Cât se poate de real, pentru că de foarte multe ori se poate întâmpla să-ți dorești acest lucru, ce nu e al tău. Da, se poate. Să ți se poate altă conotație, bărbații altor femei erau prieteni cu care ea nu a putut să... prieteni de... cu care a cochetat, dar cu care nu a finalizat o căsătorie și până la urmă i-au plecat mai departe să-și caute înspre alte femei. Și ultima ei mare iubire, un nevăzător bolnav de tumoră cerebrală, era bărbatul altei femei care era moartea. Deci conotațiile sunt diferite, dar e un leitmotiv în carte și am considerat că titlul îi se potrivește. Țineți un jurnal? Nu mai țin un jurnal, țin un jurnal video acum. Îmi place să-mi fac din când în când așa o mică filmare și să-mi vorbesc mie. De fapt, îmi vorbesc mie de peste 3, 4, 5, 7 ani, dacă o să mai fiu. Dar în tinerețe m-am ținut un jurnal și lucrul ăsta cred că m-a ajutat, de fapt, a fost un exercițiu pentru scris. Scriam, a fost lucru conservat acolo și foarte bine. Da,
păstrate. Păstrate, dar nu m-am inspirat din acele jurnale. Dar faptul de a scrie, de a-ți ordona gândurile, de a-ți ordona sentimentele pe care le-ai avut față de anumite lucruri care ți s-au petrecut în ziua aia, de a lua anumite hotărâri pentru tine sau pentru cei din jur și să le scrii acolo într-o ordine și într-o consistență, e un exercițiu, pentru că până la urmă nu poți să te apuci așa, până acum n-am făcut nimic și dintr-o dată mă apuc de scris. Trebuie să ai așa un exercițiu în toate lucrurile. S-au simțit bărbații din preajma dumneavoastră, bărbații pe care i-ați iubit și v-au iubit, trădați de ceea ce ați scris dumneavoastră? Unii da, pentru că ei s-au regăsit pe aici, pe acolo, în anumite personaje. Și chiar am primit telefoane oarecum, știi că nu chiar așa, adică poate câteodată mai mult reproș am primit telefoane de la diferite persoane masculine. În schimb, de la femei, mi s-a întâmplat de multe ori, deci nu odată, mi s-a întâmplat de multe ori să fiu întrebată de unde știți viața mea. Deci e un lucru real și atunci am realizat că probabil noi femeile avem toate un ceva comun, o rădăcină care ne... Și mă bucur că am atins lucrul ăsta. Dacă am fost întrebată de măcar 10 femei, de unde știi ce mi s-a întâmplat mie în viață și ai scris acolo, te-ai inspirat din viața mea, ceea ce nu este real. Dar ele s-au simțit acolo, au trăit măcar într-o părticică din ce am scris și lucrul ăsta mi-a adus o satisfacție. Pentru că v-am întrebat de trădare, cred că tot bărbații au trădat și viețile altor femei. Nu pot să răspund la întrebarea asta. E o întrebare delicată și nu pot să răspund decât în dreptul meu, pentru că sunt sigură că sunt cupluri extraordinare, care se înțeleg, care au o viață armonioasă, așa cum ne dorim cu toții. Dar eu, personal, am pus în cărțile astea și din experiențele mele mai puțin plăcute vis-a-vis de bărbați. Le-am pus acolo. E un risc să-ți dezgolești sufletul, să te expui. Dar multă lume m-a întrebat, cum ai putut să scrii lucrul ăsta și să ieși pe stradă? Dar dacă nu faci lucrul ăsta, atunci nu mai scrii. Deci ori scrii gândul pe care l-ai, experiența pe care o ai, experiența pe care o ai tu sau pe care ar putea sau și-ar dori să o aibă cealaltă, pentru că e o falsă mască. Cum spuneați, toate suntem construite din același aluat. Toate sunt pleve. Da, parcurgem drumuri diferite, întâlnim oameni diferiți, bărbați diferiți, care ne transformă, fie în îngerași, fie în monștri, pentru că nu putem rămâne la fel. Experiențele ne aparțin. Dacă stăm ascunse sub o mască și spunem, nu e adevărat, eu am fost înger de la un capăt la celălalt al existenței mele, este un lucru fals. Într-adevăr, e un act de curaj acela în a arăta și a spune, asta am fost, asta am făcut, asta sunt eu. Da, dar lucrurile astea nu pot să spun că le-am expus și repet. Deci multă lume mă asimilează 100% cu personajele. Nu este adevărat. O parte au fost trăirile mele, dar eu, cum să spun, am asimilat din viața prietenelor, din viața cunoștințelor, din viața pacienților câteodată. Deci sunt frânturi pe care le-am subt pur și simplu de aici de acolo și le-am pus într-un întreg. Dar sunt lucruri care s-au întâmplat, sunt lucruri reale, sunt lucruri pe care oamenii le trăiesc în zilele astea sau le-au trăit în anumite perioade ale vieții lor. De exemplu, în prima carte sunt niște lucruri destul de neplăcute despre o studentă care încearcă să-și facă un avort pe vremea lui Ceaușescu, care, cum să spun, era într-o promiscuitate.
poate și într-o spaimă și într-o confuzie sufletească și personală și a celor din jur. Lucrurile astea nu mi s-au întâmplat mie, dar am avut o prietenă lângă care am stat, care am ținut-o de mână, care, cum să spun, am văzut-o cât este ea de pierdută în momentele alea. Și atunci, asta te marchează, lucrurile astea se adună, se cumulează, că le scrii, că nu le scrii mai târziu, dar fac parte din noi și nu le putem șterge din memorie. Și așa cum eu am văzut fata asta aproape murind lângă mine, au fost multe femei care au trecut prin astfel de momente și au simțit acolo că nu e nimic fals, că nu e nimic așa făcut doar ca să impresionezi sau doar ca să te afli în treabă sau să spui, vai, ce rău a fost pe remea Ceaușescu. Nu, eu am trăit multe lucruri. Mult adevăr și multă tristețe. Da, prima carte este o carte foarte tristă, e o carte tristă că așa a ieșit, dar o carte adevărat de tristă, nu știu cum să spun, în momentul în care vorbești despre boală și despre moarte, puțin este loc pentru lucruri mai roz. Pentru că inevitabil ne apropiem de finalul emisiunii. În câteva cuvinte, ce faceți acum? La ce scrieți? Acum am început vreo 3 cărți pe care le-am abandonat. Nu definitiv, le-am lăsat în stand-by, să spun. Și știți de ce? Pentru că mi-am dat seama că trebuie să mai fac niște acumulări în interior. Este riscul de a te repeta. Deci când scrii, la un moment dat, de fapt, este riscul de a te repeta și am zis nu, chestia asta nu pot să o fac doar de dragul de a continua. Și am zis, fac o pauză, am luat o pauză. Acum scriu, am un blog, am peste 600.000 de vizite pe blog și lucrul ăsta îmi dă așa o preocupare, o variațiune în monotonia de zi cu zi. E un blog tot în care fac literatură, scriu povestioare, dar e o literatură vie, pentru că tot timpul am citit. Și care circulă, circulă. Vă spun, deci am ajuns la 600.000 de vizite în mai puțin de 2 ani de zile, ceea ce pentru mine e un imbold, că ceea ce fac bine și acolo, de fapt, e o altfel de literatură. Poate e literatura viitorului, ceea ce fac eu acum. Nu am de gând să merg până în pânzele albe cu chestia asta, dar îmi folosește pentru că am o experiență nouă și mă ține inspirația trasă și inspirația și vreau să abordez foarte mult în următoarea carte dependența de internet, care este o boală reală, este ceva ce ne macină, este ceva care există. Și pe undeva m-am lăsat și eu dusă, înlecată. Încă o dată v-ați expus. M-am expus să văd cum este și este. Așteptăm cu drag rezultatul a ceea ce dumneavoastră acumulați în această scurtă pauză, să-i spunem așa. Eu nu pot decât să vă mulțumesc din tot sufletul că ați acceptat invitația noastră, prezența alături de mine și de telespectatorii noștri. Dragi telespectatori, până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!